O auto specială de poliție a fost implicată în weekend într-un grav accident de circulație pe drumul județean 203A, în localitatea Valea Râmnicului. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, în timp ce un echipaj de poliție desfășura activități de supraveghere și control al traficului, au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism dat în consemn pentru faptul că a alimentat cu combustibil la o stație de distribuție carburant din Râmnicu Sărat și nu a achitat, însă acesta nu a oprit, continuându-și deplasarea. Pe camerele de supraveghere din stație se poate observa cum tânărul coboară din autoturism, apoi alimentează uitându-se de jur împrejur. După ce și-a făcut plinul în rezervor, la mai bine de 2 minute își curăță parbrizul, se urcă la volan și demarează în trombă. Acesta și-a făcut plinul de benzină în valoare de 430 de lei, după care s-a făcut nevăzut. S-a procedat la urmărirea autoturismului cu semnale acustice și luminoase în funcțiune. Autoturismul urmărit, condus de către un tânăr în vârstă de 27 de ani din Galați, ar fi ieșit în afara carosabilului, a surprins și accidentat un pieton, a lovit un gard și un stâlp de electricitate. În timpul deplasării, conducătorul autospecialei de poliție, un bărbat în vârstă de 47 de ani din Râmnicu Sărat, ar fi intrat în coliziune cu un tub de beton, ulterior lovind un stâlp de electricitate. În urma evenimentului rutier, 2 persoane au necesitat îngrijiri medicale, șoferul autospecialei de poliție și pietonul. În urma accidentului rutier produs pe raza localității Valea Râmnicului, la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău, au fost transportate 2 victime. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 47 de ani, rănit grav, cu amputație de gambă, internat în secția ATI-ortopedie, introdus de urgență în sala de operație. Cealaltă victimă, un bărbat în vârstă de 49 de ani, a suferit fractură de peroneu și contuzie pulmonară. Acesta a rămas internat în secția ATI chirurgie. Ambele victime au rămas internate în spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Din verificările efectuate în bazele de date s-a stabilit faptul că șoferul de 27 de ani nu deținea permis de conducere. Mașina pe care o conducea era nenmatriculată și avea numere false. Tânărul a fost transportat la spital pentru prelevarea de mostre biologice, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Îți pare rău pentru ce ai făcut? Da. Da? Da. În cazul accidentului înregistrat pe DJ-203A în Valea Râmnicului, în urma aprobatorului administrat de polițiști sub coordonarea parchetului, instanța a dispus arestarea preventivă a unui tânăr din Galați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis de conducere, conducerea unei mașini neînmatriculate și cu numere false, conducere sub influența substanțelor psihoactive și vătămare corporală din culpă. În mașina pe care polițiștii o dăduseră în consemn se mai afla și un alt bărbat care, imediat după producerea accidentului, a fugit, fiind ulterior reținut de polițiști și dus de asemenea la parchet. De ce ai fugit aseară? Eram paricat la accident. Feriat? Foarte. Și unde ai stat? Ce ai făcut? Vă frumos, dați fug să mai înfăr. Te-ai dus acasă? Da, da. De ce nu te-ai predat? Mă predam acum. Cei 2 au fost prezentați în fața procurorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.